Nu. Putem să începem? Da. Da, mersi. Deci, domnul Ciocă, spuneți-ne ce decizia dacă ați văzut. În această etapă, judecata a intrat în deliberare. Decizia, cred că va fi pronunțată cel mai devreme, în câteva ore. Vreau doar să punctez unele elemente care sunt importante în virtutea celor de mediu care au avut-o astăzi. În primul rând, așa cum am înțeles, am solicitat refuzarea și refuzarea de public, de celor doi conferente menționate anterior. În al doilea rând, noi am demonstrat în stanță astăzi că domnul Filat nu prezintă niciun risc de a se inscriva la urmările penale sau poate mai mult de a săvârși noi infracțiuni sau de a influența anumite persoane. Noi considerăm că în cazul în care decizia judecătoriei va fi una de menținere a arestului preventiv, atunci asta nu este altceva decât o încercare de intimidare de culoare a apărării și o încercare de a plasa automat în arest preventiv orice persoană care este cu demnitate publică și are doar minime ca să reușit anumite infracțiuni. Ori, din materialele prezentate de către partea acuzării, nu există nicio probă, niciun indiciu care ar indica că domnul Filat urmează a fi rezonabil în săvârșirea infracțiunii.